Ziua Științei, eveniment organizat la Liceul Tudor Vianu în fiecare an, a fost și astăzi o acțiune de succes. Experimentele pregătite de elevii și profesorii liceului i-au impresionat pe oaspeții acestora, elevi de la școlile generale din Giurgiu. Ca de fiecare dată, aceștia au fost invitați în laboratoarele de biologie, fizică și chimie, unde le-au fost prezentate aplicații practice. Științele acestea biologice, care sunt atât de importante pentru viața noastră și au o aplicabilitate foarte mare în viața de zi cu zi. E un domeniu extrem de interesant, extrem de atractiv și copiii ar trebui să-l descopere mult mai mult. Biologia nu înseamnă numai lecția învățată la clasă. Biologia înseamnă mult mai mult, înseamnă tot ceea ce ne înconjoară. Și atunci ne trebuie puțină răbdare, puțină atenție, curiozitate cât mai multă, ca să descoperim multe lucruri care nu pot fi văzute cu ochiul liber. Există și o lume văzută și o lume nevăzută, vie, care ne înconjoară, extrem de frumoasă, de fascinantă. Și copiii trebuie să știe și să învețe foarte multe lucruri legate de acest domeniu. Sper să le placă ceea ce văd ei astăzi. Noi am mai realizat și alte tipuri de activități experimentale, pentru că biologia este un domeniu care se învață mult și prin activități experimentale. Și nu facem altceva decât să venim în sprijinul lor, să le arătăm și această latură extrem de frumoasă și de atractivă a acestor domenii. Aveți ocazia să vedeți montaje experimentale realizate de elevii acestui liceu la orele de fizică. Prin aceste montaje ei pun în evidență ceea ce au învățat în orele de fizică, pun în evidență fenomenele pe care le-au studiat la ore. Sunt experimente realizate cu materiale uzuale. Prin experimentele pe care o să le vedeți astăzi, o să vedeți că ei au înțeles ce se întâmplă și sper să fie o activitate interesantă pentru voi. În același timp este o activitate interactivă, puteți să puneți întrebări și puteți chiar să interveniți în realizarea experimentelor. Elevii liceului Tudor Vianu, angrenați în programul pregătit pentru Ziua Științei, au demonstrat că au venit astăzi cu lecțiile învățate. Programul de astăzi a fost pregătit și de profesorii Antoanela Stocheci, Cristina Soare, Mirela Manda și Georgeta Nicula. Apa sintează gravitația. Presiunea atmosferică minge de jos în sus, iar tensiunea superficială acționează la baza tifonului și nu permite apei să curgă. Stai să turnăm apa. Aici am pus apă foarte caldă în sticlă. Am încălzit pereții sticlei. O să introducem paiul și o să izolăm gura sticlei cu plastelină. Și apa din rece din acest vas o să urce în sticlă. Hai, răzvan. Mergi. Asta este experimentul. Asta este aici materialele care am. La experimentele prezentate în laboratoarele de biologie, fizică și chimie s-a alăturat și programul pregătit de profesorii de la catedrele de limbi străine, franceză, engleză și germană și de la cele de geografie și istorie. Astfel, oaspeții de astăzi ai Liceului Tudor Vianu au fost invitați și la expoziția Castele și grădini celebre în Europa, realizată tot prin munca elevilor și dascălilor liceului, precum și la expoziția denumită Prispa cu flori, unde cromatica și imaginația și-au dat mâna spre bucuria celor prezenți la eveniment. Aceste activități au fost coordonate astăzi de profesor Doina Mântulescu.